În tradiția populară, Sfânta Parascheva este cunoscută și ca Sfânta Vineri. Foarte mulți credincioși din Pitești i-au cerut astăzi ajutorul cuvioasei în biserica parohiei Sfânta Vineri, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Ierarhul a săvârșit și parastasul pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii și a amintit în cuvântul de învățătură de evlavia românilor față de Sfânta Parascheva. În darul acesta lui Dumnezeu Nu ne-a făcut nou dar numai soarele, ziua, luna, noaptea, stelele pe cer, bucurie și toate celelalte. Dumnezeu ne-a mai făcut în dar Sfinții Săi. Sfinții Săi. Pentru că, se spune în Sfânta Scriptură, minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Adică, slăvit este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Dumnezeu a dat putere acestor Sfinți ca ei să fie slujitorii omului, Sfânta Parascheva și toți Sfinții, care avem noi, Sfânta Filoteia, prietena Sfintei Parascheva, să luăm aici la noi local, spunem așa, pentru că Sfânta Parascheva, minunata zidire a lui Dumnezeu, Sfânta, ca și Sfânta Filoteia, au fost, cum să spunem, un fel de prietene, colegi, să zicem așa, în termenii noștri școlărești, pentru că acolo vreme în istorie Sfânta Parascheva și cu Sfânta Filoteia au locuit împreună. Sunteți prietenii Sfintei Parascheva, că astăzi ați venit la Sfânta Biserică să fim un pic în rugăciune ca Dumnezeu să dea pace omenirii, pace în jurul granițelor noastre, nu? Pace din țara noastră, din casa noastră, că e atât de importantă această pace, să nu avem niciun fel de tulburare. O rugăm pe Sfânta Parascheva să poarte rugăciunile dumneavoastră întotdeauna către Dumnezeu, să se roage cu milă și cu dragoste fierbinte pentru iertarea păcatelor dumneavoastră și ale noastre, ale tuturor, și bineînțeles, Sfânta Parascheva să se roage bunului Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Construirea lăcașului de cult a început în anul 1817. Creșterea populației și dezvoltarea orașului Pitești au făcut ca Biserica Sfânta Vineri să devină în timp neîncăpătoare. Construirea actualului lăcaș de cult a început în anul 1904. Recent, biserica a fost restaurată în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.